tot timpul când amintesc de platforma, da, simt o mare ostilitate și o mare opoziție din partea oamenilor. Eu nu mai vreau să... Eu tot timpul încercam, vorbim și toți așa o ostilitate și așa o opoziție din partea oamenilor. Eu nu mă mai interesa asta. Eu oricum am să-mi spun ceea ce am de spus. Oricum să simt platforma, da, și gata. Știu că toți din pe prejur, nu știu ce. Și încă o ostilitate o să simtă cei, sau simt cei care încearcă cumva să critice, sau să critice președintele. Oameni buni, dacă simțiți această ostilitate, învingeți-o, depășiți-o, nu trebuie să cedați dacă simțiți așa o ostilitate. Acum despre procuror. Cum a spus domnul Ilie Rătaru, în Constituție scrie că CSP, Consiliul Superior al Procurorilor, este o parte importantă și pot să profite parlamentarii și să introducă în Consiliul ăla alți experți care să fie favorabili lor și să schimbe raportul de forțe și în felul ăsta, să spunem că votează împotriva, când votează asta, demiterea procurorului, două treimi din experți care sunt aduși pe cale parlamentară față de o treime care sunt în Consiliul Procurorului acum și o să votez, să spunem, pentru dânsul. Eu cred că eu o să ieșuieze. Guvernarea de acum a avut foarte multe ocazii să dea pe procuror. Deci Inga Grigoriu a scris ce încălcări a avut procurorul. Trebuie să fie demis. Atunci când a fost concursul pe care a fost numit, a fost declarat chiar și de domnica Manole în toate regulile. Trebuie să fie demis prin multe motive, dar oricum nu o să reușească conducerea acum. Eu, asta e convingerea mea că nu o să reușească și o să-mi pot molească cu Stoian Oglu. Pot să-l demită pe cale constituțională, dar pentru asta mai au nevoie de vreo 4 voturi, pe care nu o să le dăi Tauber după ce au vorbit așa gros, arogant cu dânsa și nu o să le dăi socialiști. În afară de asta, ei nu au niciun interes să dăi voturile astea ca să schimbi procurorul și să schimbi legea procuraturii. Legea procuraturii e făcută din niște ticăloși, să ai procurorul tău, numește acolo pe 7 ani, cel mult 3 ani, și cu niște numit prin concurs și verificat odată la 6 luni de o comisie de experți, nu știu, și internațional și reprezentanța ai afacerilor și așa mai departe. Domnule, mă broiază, nu mai pot vorbi. Așa, și cu criterii de performanță, de exemplu, criteriul timp, în cât timp dosare importante sunt rezolvate, nu trebuie să stărgâneze, că el are 7 ani și să stărgâneze în 6 ani să rezolvă. Deci cu aceste criterii, controlat, adus prin concurs, de o comisie de experți și cu poligraful trebuie să intre. Și demis în felul acesta, pentru asta trebuie să schimbi Constituția. E, dacă schimbi Constituția, este nevoie de încă câteva voturi, pe care pas nu o să le aibă. Deci o să împotmolească toată reforma justiției din cauza că le lipsesc câteva voturi, deși pe procuror trebuia să-l demită din alte motive, cum pe care le-am amintit, și în primul rând trebuia, așa cum a propus la momentul potrivit platforma, da, implementarea statului capturat pe care o acceptat-o socialiștii atunci să o declare la nivel politic, și și PAS n-a fost de acord să implementeze, nu știu, poate eu spus europeni, nu știu cine mi-a spus, dar PAS n-a fost de acord, atunci era momentul. Prin această recunoaștere a statutului de stat capturat, să fie demis procurorul, să fie demis șeful CNA, bine, acum o să fie înlocuit. Și să fie demis la timp mai mulți de ăștia care nu pot să fie demis altfel. Și să fie schimbat atunci, trebuia la timp, statutul procurorului. Guvernarea, da, majoritatea, PAS, au neglijat aceste situații și acum o să se împotmolească și nu o să poată să dea procuror. Procurorul o să adune CSP-ul în jurul lui, o să facă alții presiuni. El o să facă presiune asupra celorlalți procurori. Într-adevăr, el este responsabil pentru ceilalți procurori pentru că el răspunde. Așa e statutul lui, el răspunde și pentru ceilalți. Dar el spune că ceilalți sunt independenți și că lui nu se-i poate imputa nimeni nimic și nu se-i poate nimeni imputa lui ceva și o să se împotmolească reforma justiției și guvernarea de acum cu Stoian Oglu. Până cel puțin un an, doi, nu o să poată scape din sus și mai departe să apute oamenii să supere și să pierdă încrederea în actuala guvernare. Și eu mai am de adăugat două cuvinte. Două cuvinte. Deci, referitor de procuror general, dacă ați fi demis, iarăși spun, dacă nu îl doriți pe Oleg Brega, hai, lasă-mă, femeie, cu poveștile astea. Rotaru și Băglava. Hai să facem bășcălie. Dar eu și ajutorul lor. Adică noi nu întreb mai mult. Noi ne întrem și mai întâi verificăm toate lucrurile ce au făcut ei în timp de 30 de ani
stătând în Procuratură Generală, stătând în fotoliu, precum că lumea plânge și umblă din organe în organe de drept și nu-ți găsești dreptate. Deci, ai luat un credit, ai semnat acolo, ai răspuns pentru dosarul și ala și mi-a tăiat pșechi, lăsitești dosare penale. Doamne, cineva și o face, hop. Da, 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 tot așa cascați, ca pe vecinul ăsta care fumează în parc. El nu știe că e interzis, fumează în parc. Mulțumesc. Și vrei să-l faci adjunct de procuror general. Asta e drept.